Nicolae, europarlamentar ALDE, este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna Norica Nicolae, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, bine v-am găsit într-un sediu nou. Puțin timp ne mai desparte până la alegerile europarlamentare din 26 mai. Dumneavoastră, din ce am înțeles, veți fi prima pe lista ALDE. În ce stadiu sunt pregătirile pentru ALDE a decis moment? Deja, am validat în Biroul Politic Central candidaturile, avem o listă completă și acum suntem, cred eu, într-o perioadă de precampanie în care încercăm din nou să luăm legătura cu electoratul, cei care n-am luat în timp de 5 ani, nu e și cazul meu, pentru că am fost prezentă permanent în țară și ne pregătim să atacăm campania electorală începând cu 24 aprilie. Ce scor își propune ALDE pentru Ne-am propus niciun scor, am vorbit despre nevoia de a avea 5 mandate. Principala noastră țintă este să consolidăm ALDE ca principala forță liberală din România. Aceasta este ambiția noastră, probabil dorim clar un scor cu două cifre și în măsura în care va exista mobilizare și trendul pozitiv pe care suntem acum se va menține, sper să batem PNL-ul, care e principalul nostru competitor pe eșichierul dreptei politice. Vă pregătiți, iată, pentru încheierea unui mandat la Bruxelles. Da. Din perspectiva dumneavoastră, care sunt cele mai mari realizări din acest mandat? Cred că cele mai mari care realizări ale mele și nu par spectaculoase decât pentru comunitatea profesională sunt cele pe pescuit. Pentru că am lucrat intens în acest mandat în Comisia de Pescuit și am reușit foarte multe reglementări pozitive pentru România, dar și pentru întreaga Uniune Europeană. În acest mandat a fost prima dată când s-a luat act de existența pescuitului recreativ ca și componentă importantă a pescuitului, pentru că eu îmi doresc să implicăm pescarii recreativi în acest dialog cu mediul și în dezvoltarea industriei turistice. Am reușit să facem lucrul ăsta și sper ca viitoarea finanțare să aducă în toate statele membre bani pentru asociațiile pescarilor sportivi, recreativi, așa cum se numesc ei. În al doilea rând, am simplificat foarte mult documentele europene de acces la fondurile în materie de pescuit și acvacultură. Am reușit și am modificat cumva viziunea, pentru că dacă până acum statele membre importante din punct de vedere al industriei câștigau foarte, foarte mulți bani din fonduri europene, am mutat și am focalizat practic politicile europene pe pescuitul mic și mediu, pe stimularea companiilor mici, pe stimularea pescarilor individuali, asta pentru că avem nevoie să dezvoltăm mai mult comunitățile. S-a constatat că după atâția ani comunitățile costiere care trăiau tradițional din pescuit riscă să se depopuleze pentru că nu mai sunt locuri de muncă și tinerii pleacă, le părăsesc și nu mai pot valorifica niciun fel potențial. Așa că, sigur, pare nespectaculos, având în vedere tipul nostru de dezbatere din România, dar sunt lucruri concrete pe care eu le-am făcut. Celebra chestiunea cormoranilor, care a suscitat tot felul de zâmbete la noi, este una foarte importantă, pe care am reușit în acest mandat să o punem pe tapet. Puțină lume știe cât de important este impactul lor asupra stocurilor de pește. Și am reușit să încercăm să modificăm directiva cu privire la păsări și solicităm acum și sper să și reușim în președinția română. Oricum, domnul ministru Daia este foarte, foarte mare susținător al acestei idei, să începem să despăgubim pescari. Și ce dorim în mod deosebit este să introducem și o subvenție la pește, pentru că în România, paradoxal, a crescut consumul, deși am avut o perioadă îndelungată în care românii nu mai mâncau pește, probabil perioada comunistă i-a făcut să refuze acest aliment, acum și-au dat seama că este un produs benefic, însă România e foarte scump. Deci am ajuns, deși avem potențial mare autohton, să mâncăm crap din Bulgaria, plătim 25 de lei pe kilogram, când în România l-am putea produce cu 14 lei, am creat locuri de muncă, am plătit taxe aici. Cam asta sunt realizările
comisiei în care am lucrat și ale mele implicit. N-aș părea că îmi place pescuitul, dar e un domeniu pe care îl iubesc și căruia mi-am dedicat foarte mult timp. Ce vă propuneți pentru noul mandat? Să continui pe pescuit, pentru că până nu voi vedea banii europeni alocați României, nu mă voi potoli. Mă gândeam și am discutat ieri cu domnul ministru să încercăm să concepem proiecte în așa fel încât minim o jumătate de miliard de euro să vină spre România. Avem și un avantaj competitiv, pentru că nu s-au prea cheltuit banii din fondul de afaceri maritime, decât într-o proporție foarte mică și vorbesc la nivel european, pentru că noi am avut nesemnificativ 167 de milioane, n-au însemnat nimic. Și dacă vom reuși să stimulăm mult acvacultura, să stimulăm pescuitul în zonele costiere și în delta Dunării și oamenii vor avea acces și mai ales tinerii trebuie să aibă acces la astfel de programe, pentru că o mică afacere, pescuit, turism, merg împreună, poate aduce beneficii pentru fiecare dintre noi, dar și pentru comunitate. Deci asta este prima preocupare. Voi continua în politică externă. Sunt în continuare raportorul Parlamentului European pentru Azerbaijan, mă ocup și de alte state din Caucaz, parteneriatul estic și cu siguranță încă două comisii vor fi în atenția mea, una pe care o voi accesa acum, afaceri constituționale, pentru că sunt convinsă că se vor încerca modificări la tratat și mă interesează foarte tare cum se vor schimba regulile, dacă vor fi în avantajul nostru sau în detrimentul nostru. Apropo de Europa celor două viteze, o schimbare a regimului de vot ne poate dezavantaja și ne poate marginaliza în luarea deciziei la nivel european, de aceea am propun să merg acolo. Și a doua comisie va fi Comisia de Dezvoltare Regională, pentru că avem nevoie de fonduri de coeziune. Acum în capitolul la care, din păcate, nu stăm da, prea noi bine. Am încercat și pentru că am lucrat și în mandatul acesta pe dezvoltarea regională, am simplificat cât am putut de mult procedurile. Nu avem aceeași simplificare în România, trebuie în continuare să simplificăm birocrația pentru accesul la fondurile de coeziune. Acum va fi în mandatul următor o provocare și mai mare, știți bine ce înseamnă condiționalitatea cu privire la statul de drept în accesul fondurilor europene și la câtă dezbatere pe justiție în România, mă tem că există riscul să ne calificăm, pun și eu ghilimele de rigoare, la obstrucționarea accesului la fondurile europene, de aceea cel puțin primii doi ani bătălia mea va fi ca să terminăm cu această condiționalitate. Mă bucur eu personal că nu avem încă buget în Uniunea Europeană și o să-l avem în viitorul Parlament. Poate fi un Parlament mai puțin sprijinitor al intereselor unor state membre și mă refer la Franța și Germania și poate va fi un Parlament care să sprijine mai mult cetățenii. Deși declarativ asta trebuie să facem, în realitate vedeți foarte bine că nu stau lucrurile așa. Un alt moment important al acestui an sunt alegerile prezidențiale. Domnul Liviu Dragnea spunea ieri, vorbea despre un candidat al coaliției. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este cel mai potrivit, dacă ar fi să luăm în calcul această variantă? Eu nu mă gândesc la care, da, sigur, cred că e o decizie înțeleaptă dacă domnul Liviu Dragnea ar continua să o susțină această decizie. Trebuie să gândim clar la profilul persoanei. Nu cred că în acest moment orice politician cu ambiții prezidențiale se poate califica pe nevoile României. Noi avem nevoie clar de un alt tip de președinte. După Traian Băsescu și Klaus Iohannis, amândoi personalități diferite care au marcat istoria acestei țări, amândoi negativ, din păcate, și nu mi-aș fi dorit lucrul ăsta. Avem nevoie de un președinte care să aibă echilibru, echidistanță, să nu încerce să-și privilegieze, în primul rând, interesele de partid, așa cum s-a întâmplat tot timpul, să nu încerce să utilizeze pârghii politice pentru a-și controla adversarii, să aibă înțelepciunea de a dialoga cu guvernul, pentru că nu mai avem nevoie de conflict. Sper să ieșim din zodia conflictului după acest an și după aceste tururi de alegeri. Deci, candidatul care va fi cumva conformat acestui profil, sper să aibă cele mai multe șanse și am văzut că și oamenii, pentru că vorbesc permanent și pe stradă, dar și prin alte mijloace cu
cetățeni români care îmi spun ne trebuie altceva. Și ei își conturează un profil. Va trebui să facem o analiză foarte serioasă și să susținem cel mai bun candidat. Fără îndoială, nu subiectiv, nu obiectiv, deși mă puteți bănui de subiectivitate, eu cred că experiența politică a lui Călin Tăriceanu, felul lui de a fi, care este foarte important, îl califică pentru un acces la candidatură, dar vom vedea. Este deja prea de vreme, eu zic să nu personalizăm, deși în România totul se personalizează, dar să așteptăm acest prim tur de alegeri care este important și pentru România și pentru viitorul Europei și apoi să ne pregătim pentru toamnă. Când sper să avem altceva decât o imagine, pentru că din punctul meu de vedere Klaus Iohannis este o creație, este o creație de laborator, acum nu știu care e laboratorul, cine îl manageriază, dar această creație s-a dovedit a fi de fapt o formă fără fond. Ați susține un candidat al coaliției din partea PSD, care să vină din PSD? N-aș putea să vă spun. Mă uit în ambele partide și caut profile. Pentru mine certitudinea există, dar nu exclud un dialog și asta vom analiza la nivel de coaliție. Votul din Parlament în ceea ce îl privește pe Tudorel Toader, că tot ați amintit adineori de el, a fost practic amânat din lipsă de cvorum. Socialdemocrații nu au participat la ședință. Da, vedeți dumneavoastră această situație? Ei au motivat că au vrut să dovedească incapacitatea opoziției de a-și susține o moțiune de simplă în acest caz și au reușit, pentru că e pur și simplu un exercițiu de imagine. Din punctul meu de vedere, Tudorel Toader este un ministru performant. Din punct de vedere al calității profesionale, nu cred că cineva îi poate reproșa nimic. Că putem discuta despre timp, de ce nu a propus o măsură astăzi, de ce nu mâine, asta este o altă chestiune, dar nu are nicio legătură, în opinia mea, cu prestația profesională a ministrului Toader. Eu cred că va trebui să fim în continuare foarte atenți la justiție și mai ales la justiție în relația noastră cu Uniunea Europeană. Va trebui să discutăm atunci când luăm niște decizii cu Bruxelles, pentru că îmi doresc, vă mărturisesc sincer, să finalizăm odată acel nenorocit de MCV, care numai de servicii n-a făcut. Și pentru asta avem nevoie de dialog și sper ca ministrul Toader și guvernul în continuare să aibă o relație mult mai directă cu Bruxelles, special cu Timmermans, pentru că el este se ocupă de acest mecanism de verificare și cooperare și să încercăm să evităm sau să informăm mai mult despre realitățile românești, pentru că știrile false văd că fac mai multă carieră la unii de la Bruxelles, nu știu de ce, fie că sunt pretabili ei să le asculte mai mult, fie că au și ei interesul ca aceste știri false să existe, pentru că le servesc intereselor statelor lor și în multe situații intereselor personale, și atunci cred că o comunicare mai bună cu Bruxelles, un dialog înainte de a adopta proiecte legislative va fi mult mai eficient. Dar personal nu am ce reproșa domnului Toader, sper să continue și sigur într-o relație bună cu Parlamentul. Sunt chestiuni care sunt discutabile, pe mine nu mă interesează când și de ce a propus revocarea doamnei Chioveși de pildă. Important este că argumentația pe care a furnizat-o Consiliul Superior al Magistraturii a fost confirmată de Curtea Constituțională și de realitate. Și e foarte important ca un ministru să servească în primul rând interesele justiției, mai puțin interesele partidelor politice, pentru că toți trebuie să ne dorim cu adevărat un mecanism de justiție independent. Nu control asupra justiției este soluția. Am văzut că în Partidul Social Democrat sunt multe voci care îl contestă pe Tudorel Toader și au pus chiar problema remanierii sau de ce nu a demisiei ministrului. Există motive? Problema demisiei nu o putem pune fiecare dintre noi oamenii politici. Deci e bine să ne uităm și la ce am făcut noi fiecare înainte de a cere demisiile altora. Din punctul meu de vedere nu văd vreun motiv nici de demisie și nici de remaniere. Pot să înțeleg frustrările unora, dar cred că nu există o soluție în momentul de față pentru coaliție mai bună decât Tudorel Toader.
Sigur, cu un timing poate mai accelerat, dar cred că lucrurile bine făcute trebuie făcute și el este garanția unui profesionist. Spuneați din aur de amintație de fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși. Practic, fosta șefă se află la un pas de a obține funcția de procuror șef european. Da, și doamna Chioveși este o creație, este mai degrabă o creație care arată un om politic decât un procuror. Un procuror, așa cum spunea procurorul francez, contracandidatul domniei sale, nu trebuie să fie agresiv, nu trebuie să fie foarte vizibil, trebuie să fie eficient și să aplice echilibrat și echidistant legea. Ori doamna Chioveși s-a remarcat prin foarte multă publicitate și a dorit să fie în prima pagină, pare mai degrabă să pregăti pentru o carieră politică decât pentru una profesională. Ea este, după părerea mea, opțiunea, în primul rând, a Germaniei. Este vizibil modul în care o susține Partidul Popular European. Am văzut că și colegii din Partidul Național Liberal au făcut tot posibilul să meargă să voteze pentru doamna Chioveși, rugând, cerșind în substituirea unor colegi străini ca să poată să aibă doamna Chioveși un vot. Profesional, votul nu-l merită. Am asistat la audieri. Vi s-a părut ceva slabă prestația doamnei? Sau? Doamna Chioveși este contradictorie și vorbesc doar din punct de vedere profesional și, după părerea mea, are și o cunoaștere precară a instituțiilor de drept. Nu am văzut nici măcar un management pentru o instituție nouă și dificil de implementat. Sigur, începem anul viitor, dar nu va fi ușor. Sunt 22 de state, ai mecanisme de lucru, practic sunt chestiuni care sunt dublate de existența OLAF-ului, de Eurojust, deci va trebui să vedem la început cum funcționează. Eu inițial am crezut și continui să cred în continuare că cea mai eficientă combatere a fraudelor o fac statele membre, care au mecanismele de justiție puse în practică. Și oricât am dorit noi mai multă justiție la nivel european, asta se numește cooperare întărită. Cred că nu vom reuși să fim foarte eficienți. Cooperarea transfrontalieră este destul de dificilă. Mi s-a părut deci precară profesional și mai degrabă motivată politic. Și nu mi-aș dori ca această instituție să fie una pe care să o manipuleze oameni politici, indiferent din ce stat membru ar veni. Dar la momentul acesta, ce șanse există ca Chioveși să ajungă, practic? Doamna Chioveși are o susținere, are un vot în Parlament, dar asta nu îi obligă pe cei trei negociatori, dincolo de declarația președintelui Tajani, care, din punctul meu de vedere, nu angajează întregul Parlament European, ci doar poziția domnului Tajani. N-am avut un vot în plenul Parlamentului care domnul Tajani să-l reprezinte, ci un vot într-o comisie. Și va trebui să vedem care e poziția celor trei state negociatoare din Consiliu, pentru că Consiliul a avut o altă poziție. Va fi o negociere dificilă. La Bruxelles se negociază uneori zile întregi, luni întregi, ore, nu mai spun. Și sper să triumfe luciditatea, pentru că nu-mi doresc ca în această campanie electorală pentru Parlamentul European să asistăm la discursuri care să vulnerabilizeze Uniunea. Am început deja, mulți nu înțeleg de ce un procuror care are probleme cu justiția în propria lui țară poate fi o garanție pentru independență și corectitudine la nivel european. Și partidele eurosceptice vor instrumenta această chestiune și va fi una din argumentele lor împotriva Europei. Deci sper ca Europa să mai lase interesele mărunte ale unora și să gândească la interesul mare al tuturor, pentru că altfel avem Brexit și nu vreau să creăm în Europa curente eurosceptice care să ducă la, mă rog, o divizare a statelor membre. Dar ce va însemna pentru România dacă Laura Codruța Chioveși, iată, va ajunge procuror șef european? Nimic. După părerea mea, se schimbă ceva în relația dintre România și Uniunea Europeană? Nu, categoric, nu are niciun fel de legătură. Noi vom avea procurori europeni delegați în România, doamna Chioveși va coordona, practic, pentru că ăsta este atributul domniei sale principal. Nu o văd făcând anchete transfrontaliere,
atâta vreme cât ne-a dovedit ce capacitate profesională are. N-am văzut o finalitate NADS, care presupunea anchetă și în Germania și în România. N-am văzut finalitate serioasă în Microsoft, deci anchete care presupuneau o interacțiune cu autoritățile judiciare din alte state și ca atare nu cred că doamna Chioveși va excela în vreo anchetă europeană de mare anvergură. Dar, sigur, este pentru domnia sa o problemă de carieră, o încununare, dacă vreți, de carieră, însă n-aș vrea ca performanțele și, iarăși, pun ghilimele doamnei Chioveși acolo, în măsura în care va fi, să arate cât de precar este profesionalismul unor magistrați. Nu e cazul. În România avem foarte mulți magistrați serioși, însă aceea ce se numește statul paralel i-a făcut pe unii să fie cumva obedienți și un pic de lașitate parcă se vede. Dar iată să nu uităm că Chioveși are câteva probleme. Are multe. Aici în România este practic anchetată. E foarte grav ce se întâmplă, deși noi ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit cu nenorocirea și tot avem tendința să ignorăm sau să uităm după 3 zile ce se întâmplă. După părerea mea, să dai competență unor organe de urmărire penală care n-au nicio atribuție, nici după Constituție, nici după lege. Ieri am văzut că și ANAF-ul putea face cercetări în cauze penale, total ilegal. Nu înseamnă decât că restabilești un tip de justiție stalinistă și, atenție, justiție românească din perioada de tranziție revoluționară de la capitalism la comunism, care n-a durat prea mult, maxim 10 ani în România, și care a dus la condamnări politice pe care astăzi democrația încearcă să le reabiliteze. Pentru lucrurile astea trebuie să răspunzi și pentru asta doamna Chioveși, în opinia mea, va trebui să răspundă, pentru că a transfera actul de justiție altor entități care au alte atribuții legale și constituționale, mi se pare un abuz pe care nu poate nicio societate să nu-l sancționeze. Vă dați seama, banal vorbim, ce facem când cineva controlează de la ANAF o firmă și tot acel cineva care face un proces verbal și chipurile găsește el niște nelegalități acolo, face un dosar penal din această chestiune. Unde este obiectivitatea, unde este controlul procurorului? Și marele rău pe care l-a făcut activitatea doamnei Chioveși și altora, pentru că nu este singură în această lucrare îndelungată împotriva României, este imaginea justiției și o prăbușire a încrederii în justiție, ceea ce greu se mai poate reabilita. Degeaba spunem foarte mulți dintre ei că nu toți judecătorii sunt la fel, că nu toți procurorii sunt la fel, oamenii fiind loviți de acest sistem, au tendința să considere că întregul sistem e vinovat. Nu stau lucrurile așa, trebuie să gândim cu luciditate, dar dacă nu luăm o măsură, dacă nu sancționăm aceste abuzuri, cu siguranță ele se vor perpetua. Doamna Norica Nicolae, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mulțumesc că a fost prea puțin de la noi. Dar sper să ne revedem, nu numai în perioada de campanie, așa cum ne-am revăzut până acum și în continuare. Vă mai așteptăm.